găsit în această ambianță atât de plăcută, care mie mi-amintește cumva de zilele culturii călineștiene, care în anii 80 se desfășurau la Casa de Cultură. În această după-amiază voi oficia eu serviciile de gazdă, cu mare drag, pentru că domnul director, din binecuvântate pricini, nu poate fi fizic în mijlocul nostru, însă cu gândul și cu sufletul este prezent alături de noi și m-a rugat pe mine să vă transmit din partea domniei sale urări de multă sănătate și numai bine. Cu mare drag. Cred că majoritatea celor prezenți în sală, dacă nu chiar toți, știți că anul acesta biblioteca s-a aflat într-un amplu proces de renovare. Și toate, cumva acum suntem pe ultima sută de metri și toate evenimentele generate de reîntoarcerea noastră acasă presupun, implică prezența domnului director la bibliotecă. Din acest motiv, domnia sa nu poate fi prezentă astăzi alături de noi. Spațiul acesta nu este foarte generos ca și suprafață. Este destul de restrictiv, nu permite prezența unui număr foarte mare de participanți. Dar este intim. Asta am vrut să zic, că este intim, da, deci oferă așa o atmosferă intimă extrem de plăcută. De asta am și făcut asocierea cu Zilele Culturii Călineștiene, pentru că în prima zi, într-adevăr, avea loc deschiderea oficială, însă în următoarele zile deja atmosfera se schimba, oamenii se așezau care unde apucau, erau grupurile mai strânse, mai se așezau mai și pe scenă, adică era o atmosferă tinerească și extrem de plăcută. De asta, acum, întâlnirea noastră din această după-amiază, asta mă evocă. Spuneam că sper ca cât de curând să ne revedem la biblioteca nouă, într-un spațiu mult modernizat, digitalizat și cu spații mult mai propice desfășurării acestor evenimente. Întorcându-ne la această după-amiază, vă propunem o întâlnire cu domnul Silviu Dudescu și volumul său de versuri, Eva și Raiul Domestic. Mărturisesc că auzisem de actorul Silviu Dudescu, însă nu știam că Silviu Dudescu este și poet. Domnia sa este născut în 1967 și este și oneștean, pentru cei care nu știți lucrul acesta. Este un oneștean care s-a născut, cum vă spuneam, în 1967 și m-aș hazarda să spun că probabil pe 2 decembrie. Deci dacă am lecturat eu corect poezia locuind în decembrie. Și cred că acest volum de versuri pe care și-l lansează astăzi, la Onești, în luna decembrie, cred că este un cadou pe care și-l face Sieși. Așa e. Așa este, nu? Deci, tot m-am făcut 30 de ani. Mulți înainte cu sănătate. Revenind, Silviu Dudescu a fost pe rând elev la o școală profesională din Brașov, profil turnător-formator, voluntar pe șantierul național al tineretului, Poarta Albă, Midiana Vodari, angajat la uzina Steagul Roșu, întreprinderea de autocamioane, student neabsolvent al Facultății de Drept din București, absolvent al Facultății de Științe Economice, masterand în perioada 2007-2009, la cursurile de scriere creatoare coordonate de Alexandru Mușina la Facultatea de Litere din Brașov, apoi masterand la cursurile de arta actorului, Universitatea de Arte din Târgu Mureș. De asemenea, este actor și a fost actor în câteva zeci de filme, reclame și piese de teatru, autor a 4 volume de versuri, penultimul fiind Espresso lung fără zahăr, apărut la editura Tracus Arte în 2016 la București, și cel de-al 4-lea, cel despre care vorbim astăzi, Eva și Raiul Domestic, a apărut tot la editura Tracus Arte din București anul acesta. Revenind la volumul Eva și Raiul Domestic, eu personal am perceput acest volum de versuri. Am să fac o paranteză. Știam că domnul Silviu Dudescu este actor. Nu știam că este și poet. Știam că își va lansa volumul de versuri la bibliotecă. Răsfoisem deja volumul.
Și nu aveam nicio intenție să ratez acest eveniment, însă nu știam că voi oferia și serviciile de gazdă. Citind până la acest volum, n-am mai lecturat nicio altă poezie scrisă de domnia sa. Și eu am perceput acest volum de versuri ca fiind o confesiune extrem de intimă, pe care poetul o folosește ca terapie, ca un mijloc de vindecare. Pentru că, iată, arta dramatică, rolul de actor, se pare că nu au fost suficiente pentru a vindeca suferința și a fost nevoie și de poezie pentru a face acest lucru. Poezia l-a ajutat să exorcizeze suferința prin confesiune, l-a ajutat să-și dezvăluie cu curaj o lume interioară, o lume interioară extrem de bogată și profund nuanțată. Acum, cu îngăduința dumneavoastră, am să citesc două poezii. Poveste de familie. Mama, după ce tata mi-a părăsit, s-a făcut de dacă la o familie înstărită. Familia avea doi băieți. Unul de 2, iar altul de 4 ani. Băieții au îndrăgit-o mult și ziceau mama Rodica. Mama nu avea de dacă cu care să mă lase. Așa că mă lua cu ea, iar eu îi ziceam mama și atât. Mama îmi cânta și îmi inventa povești cu copii care aveau mamă și tată și nimeni nu părăsea pe nimeni niciodată. Tata mai cobora uneori în visul meu pe o frânghie, ca Tarzan, dar mi-ar fi plăcut mai mult ca dimineața să intre pe ușă ca toți oamenii. Și a doua poezie, Victor. Mă cheamă Victor. Nu știu dacă acest nume e frumos. Mi l-au dat părinții pe care nu i-am cunoscut. Trăiesc într-un orfelinat de când mă știu și nu știu ce sunt ăia părinții. Am fost odată la grădina zoologică cu grupa mea de la orfelinat și am văzut copii, câte unul sau cel mult doi cu câte doi adulți, un bărbat și o femeie, care îi țineau de mână grijulii. Noi ne țineam între noi, doi câte doi, așa cum ne-a zis doamna. Acești copii erau îmbrăcați foarte frumos, colorat și mâncau înghețată. Noi mâncam numai duminică, duminica, după masa de prânz. Mi-a plăcut asta. Când am ajuns în camera mea, am sustras din camera jucăriilor un ursuleț de pluș și o păpușă Barbie și mi-am făcut proprii părinți. Noaptea după stingere, îi scoteam de sub pernă și dormeam între ei. Mă simțeam foarte bine. Luceafărul se uita la mine, spre dimineață, indiscret ca un pedofil. Am auzit asta la știri, că pedofilii sunt niște adulți care pândesc copiii. Mă simțeam ocrotit și în fiecare dimineață de atunci mă trezesc învelit și mă gândesc că cei care au părinți nu au niciodată picioarele reci. Am făcut aceste poezii pentru că fie că își expune propriile sentimente ca în poveste de familie, fie că trăiește sentimentele și experiențele celorlalți ca în poezia Victor, Silviu Dudescu dezvăluie aproape involuntar o mare gingășie sufletească. Rupți de realitate, prea ancorați în cotidian, ne pierdem în cuvinte și de cele mai multe ori nu suntem capabili, am pierdut capacitatea de a găsi acele litere perfecte care să poată să construiască ceva în care să fie înrămate sentimentele noastre. Silviu Dudescu îmi pare avea o problemă în a găsi aceste litere perfecte. Îi reușește pe deplin acest lucru. Iar scriitorul și profesor universitar Caius Dobrescu remarca: Silviu Dudescu transportă și în poezie dubla misiune a artei dramatice. Să ne transmită, pe de o parte, bucuria de a trăi, să ne ajute, pe de alta, să ne confruntăm cu imprevizibilul și suferința inerente condiției noastre. Pentru că, așa cum spune Silviu Dudescu, viața e o telenovelă cu biblioteci nefrecventabile și cu berării mult prea frecventabile. Însă, viața e de genul feminin. E mândră. Așa că viața merge înainte.
Eu când vreau să fluier, fluier degeaba. Am încercat să vă spun în câteva cuvinte modul în care m-a impactat pe mine volumul de versuri al lui Silviu Dudescu. Însă, mult mai bine o să vorbească și este mult mai avizat să vorbească despre acest volum de versuri invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Ștefan Epure. O să-l invităm să vă spun câteva cuvinte și domnia sa. Eu credeam că domnul Silviu o să vorbească la sfârșit. La fel, noi ne cunoaștem aici, eu nu am avut onoarea să-l cunosc pe dumnealui până acum, dar din ce am observat eu, văd că este un domn deosebit, volubil și cu bună dispoziție. De altfel, știți că este o vorbă, spune cu cine te întâlnești ca să spun cine ești. De data asta s-a nimerit cumva și în sensul că eu, la începuturile mele, nu am fost la liceu așa cum am fost în ultima parte, 20 de ani, sau 25 chiar de ani, și în momentul în care trebuia să rămân la liceu titular și așa mai departe, la un liceu, se înființase Nadia Comane și să merg acolo. Eu n-am dorit lucrul acesta pentru că am zis să merg la liceul de construcții, cum era atunci, pentru că eu nu vreau să scot doctor și nu știu ce mare poet, să spun, ci vreau să scot oameni. Uitându-mă în biografia sumară a dumnealui, observ că domnul Silviu a trecut prin foarte multe chestii. A început de la profesională, ca turnător, formator. Turnător, pentru cine nu știe, a turna metale într-o anume formă. Așa. Și a plecat de acolo, s-a dus și pe șantier, voluntar, a început facultăți, le-a dat deoparte, nu-i se potriveau, probabil, dar indiferent cum ar fi și unde ar fi, eu știu că dumnealui are elemente de drept, de exemplu, că a început facultatea de drept, sau ASE, care te ghidează și te călăuzează. Nu poți face chiar orice, nu poți permite să faci chiar orice. Și iată că, la un moment dat, a plecat și spre actorie, ce a crezut probabil dumnealui că îi se potrivește. Poate dă Dumnezeu, spunem noi, să vină și aici cu o piesă de teatru. E o idee. Sau să vină cu ceva filme, la Biblioteca Nouă. La Biblioteca Nouă, pentru că acolo avem... Eu am zis aici și nu am... Da, voi e... Să fac un pic aparateză. Tocmai am scos premiera unui spectacol culmea unui profesor, domnul Mihai Ignat, foarte cunoscut, a luat pe BBC, se numește Ce bine după, cu doi actori, deci nu e... Și s-ar putea să fie o piesă foarte, foarte drăguță, care se pretează și se poate juca cu elemente minimaliste, nu trebuie chiar mult decor, decât un copac, o pădure și trei locuri. Deci... Dar nu, asta este important, este mesajul și actorii. Se poate face cu proiecția. Da, mulțumesc și atunci să ținem pont. Sunt consilier de cultură de la primărie, să-i spun. Întorcându-ne acum la poezie, deci nu am citit nici volumele anterioare ale dumneavoastră, pentru că nu le-am cunoscut, nu a fost probabil popularizat aici și la plus condiția mea pe care dumneavoastră o știți și nu mai repede. Volumul de față este un
volum care se înscrie în actualitate. Actualitatea noastră, de zi cu zi, chiar dacă unele poezii apar din 1918-1919, deci chiar din 1918 în 1923, sunt aici înșirate o serie de texte. În ce mă privește... 2018, să... Scuze. A zis 1918 și să nu... A, e scuze. Pe care și de acolo, dacă e cazul. Acum mă să mă consider 2 ani grei. Se mai întâmplă și la casă. Vezi, nu se întâmplă. Dar cel înțelept, înțelept. Cele două capitole, să le înțeleg așa, Eva, Raiul domestic și Raiul domestic și Viața ca o pradă. O paradă. Eu ce scuze că e ca o paradă. Reflectă, am spus, anumite chestii de realitate. Eu am o altă percepție față de poezie, care, vorba lui Eminescu, deși, sigur, trebuie să se scrie altfel de la Eminescu, încoace se scrie altfel, poezia trebuie să încifreze. Ea dă o idee sau mai multe idei și se încifrează. Nu toată lumea poate să priceapă, pentru că nu toată lumea are suficientă pregătire sau suficientă aplicare spre o anumită latură, spre un anumit aspect. Și firește, fiecare va lua din poezie și din orice operă ce îi se potrivește. Mă bucur că textele sunt bine structurate. Însă, așa cum spuneam mai înainte, se cultivă aici versul alb și nu cu rimă și nu în strofe, dar care dau o idee bazată pe un motiv sau anumite motive. Problema Raiului și a Evei, că asta este... A abordat-o și Blaga. Și în poezia Eva. Și Blaga spune la un moment dat că șarpele i-a șoptit la ureche ceva Evei, ce nimeni nu știe, nici Dumnezeu chiar. Asta înseamnă că femeia are și farmec, dar și secretul feminin pe care, în genere, bărbatul nu-l cunoaște. Și poate nu-l va cunoaște niciodată. Chiar dacă stau împreună, să zicem, prin căsnicie sau altcumva, multă vreme. Ei, are supleoa pe acest secret pe care noi nu știm. Dar tocmai acest secret ne face să ne apropiem de femeie, ne face să ne placă femeia, să o iubim cu drag și să mergem mai departe împliniți, cum se spune. Eu mai am niște lucruri pe aici, de exemplu, dar cum
și pe seama editurii. În foarte multe situații am întâlnit, nu neapărat în cartea aceasta, am întâlnit probleme de stil, de exprimare, care pot fi corectate. Ca să nu mai spun de greșeli, de ortografie sau de sintaxă, care trebuie să fie corectate până când se tipărește cartea propriu-zisă, pentru că se editează un semnal, un exemplar de semnal, unde autorul poate să vină cu niște explicații, corectări și așa mai departe, și pe urmă se dă cartea la tipar. Ei, în momentul în care cartea este tipărită, atunci ea exprimă și limba literară, exprimă și tot ceea ce dorește autorul. N-am să intru în amănunte, că nu doresc acel. Poeziile sunt axate, am spus, pe anumite motive. Motivul Evei, de care am vorbit mai înainte, folosește în speță comparația și mai puțin metafora, la modul general, vorbesc, și pe mine m-a deranjat, de exemplu, ori la o situație, ori că vorba, știți dumneavoastră, cui, ori, păi hotărâți-vă, e femeie frumoasă, ori nu e frumoasă, zic și eu. Adică, dacă punem lucrul aici, e frumoasă, a spus, spun, clar, nu mai discutăm altceva. Sigur că este alt aspect și nu... Da, curgerea lucrurilor cumva la un moment dat schimbă. Ei, sigur îi dă cititorului, îi dă cititorului posibilitatea să interprete, să duce. Dar eu, fiind că am fost profesor, sunt mai mult la lucrul acesta, chiar dacă am mai scris și eu versuri acolo, chiar dacă mai scris și eu câte ceva, mă rog. Am subveniat pe aici, să doamnă, dar nu... Asta mai mult pentru mine. Chestia cu Didina, de exemplu, se întoarce. Și mai e câte o poezie. Probabil este ceva din autobiografie sau o vecină, să zicem. Da, deci o situație undeva și dumneavoastră a prins-o aici. Și găsesc, să zicem această greșeală, care vara, nu știu ce, ori după care urma virgulă, care vara. Și atunci... A fost colectura de la editură. Păi bine, dar eu ce-am spus mai înainte. Da, e adevărat. Da. Am văzut că m-am mâncat multe virgule și multe mi-au schimbat sensul. Nu, dar mi-au schimbat sensul, că de multe ori o virgulă... Sigur, dar schimbă de fapt. Eu aici nu sunt, iertați-mă, nu vreau să de acord cu dumneavoastră în folosirea unor cuvinte periferice. Dar fac de bine cine să le spunea cuvintele alea. Că e în context. Adică nu le spunea cineva, pe zintr-o realitate. Bineînțeles că sunt între semne citării, am văzut. Am văzut. Ei, da, știți, precum copilașul ăla, nu te mamă, zice, el a spus aia, dar nu spun asta, dar spune tot la fel. E cam așa. Eu nu judec pe nimeni, eu las, eu trec personajele și cititorul ia și judecă. Păi, au zis bine. Nu, eu vorbesc pentru că, cum să vă spun, noi, dumneavoastră, poeții, de oameni de cultură, de mai departe, trebuie să aibă un vocabular
cât se poate de corect. Nu trebuie să apară, să zicem, cuvinte periferice, că nu e. Asta ne plăse din copilărie. Vrei, nu vrei. Colegii te joacă, așa mai departe spun. Ei, dar în momentul în care eu am timpărit, în momentul în care am spus ceva, e acolo că să... Știți? E o părere. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și eu sunt un om care folosesc cuvinte licențioase, chiar mă feresc, chiar și în teatru mă feresc și scot cuvinte licențioase, dar sunt personaje care, cum să spunem, ne dăm seama, oameni din jurul nostru care vorbesc așa și ca să fac cât mai autentic pe personajul respectiv, trebuie să-i spun în vorbele ca atare, ca să pară cât mai... Dar mai sus cum e în casa lui Chiaburu, ceva de genul ăsta, nu? Da, Chiaburu. Adică asta e, e problema Chiaburu. Chiar există un personal, să știți. Mai am și oameni care pot să facă ceva. Deținul meu. Deci există, nu e un substantiv comun, chiar există. Prin nume. Și Chiaburu, de cuvăriți. Dar am venit la lansare de carte sau la critică de carte, nu vă supărați. Lăsați, e foarte bine. Nu, e foarte bine. E binevenită pentru că, într-adevăr, sunt chestii pe care le-am receptat, ce spune domnul, sunt foarte adevărate. Sunt chestii pe care editurile, deși o editură, nu e o editură oarecare, o editură de renume Trapu Sarte, chiar o... Și totuși și la editură ca Trapu Sarte, în graba aia, nu știu cine a corectat și asta, i-au scăpat multe chestii și domnul are dreptate. Ceva, o poezie, deci cum s-au citit la două poezii care mi-au plăcut, într-adevăr, cum s-a discutat. Dar, foarte bine citiți și Dumnezeu să vă roagă și vă bucur. Și critica trebuia făcută înainte. Bine, critica s-a făcut. Să știți că au avut pe recenzii, da. Au avut, s-a făcut. Și au avut și revista literară. S-a făcut, da. Da. Și vă mai spun ceva. Am mai fost la o lansare de carte la Sfânii Moldova. O doamnă care venise cu niște versuri acolo, erau foarte multe chestii de internet și nu știu, și credeam că mă dau gata. Hai, domnule, nu eu, e cine lansează acolo și eu că am venit mai departe. Și stau mai pe alături. Nu asta este problema, doamnă, nu știu, că de aici nu vă văd că este becul în față. Dar problema cu o carte, care se lansează și eu am apreciat din capul locului și apreciez cartea respectivă și mă bucur că a venit la noi, dar sigur că mai trebuie spuse și niște lucruri, pentru că poate mai sunt și aici care vor să scrie. Deci, cum mi-a plăcut și chiar m-ar fi interesat după ce s-au citit cele două poezii, acum, păi, nu mai mă atrage. Toate discuțiile astea, criticile literare, trebuiau purtate înainte cu autorul, iar la noi, chiar dacă erau, dar nu erau... Domnul profesor a contrabalansat cumva, deci ca să fie un echilibru, știți? Și vă înțelegeți, într-un fel, dacă vreți frustrarea dumneavoastră, dar nu așa se pune problema. Luat lucrurile ca atare, hai să și încheiem ca să nu lungem capul vorba, să vă felicit încă o dată și mă bucur că ne-am cunoscut. Și dă Doamne bine. Da, o să vorbesc eu. Asta închei ideea pusă de domnul profesor. Sunt imperfecțiuni, normal, nu există o carte perfectă, la oricine. Că-i cărtăresc, că nu știu ce, se găsesc mii de... Și domnul profesor a făcut foarte bine, le-a pus, eu știam de ele, deci nu era o noutate pentru mine. Și editurile, Sky editurile, apoi să trecem la partea frumoasă, ca să satisfacă și dorințele doamnelor, nu știu ce.
poeziile astea sunt poezii de suflet. De fapt, de multe ori am spus că între copertele astea nu e o carte, poate nici nu e poezie. Canonic, nici măcar nu e poezie. Adică e poezie, dar nu e poezia, nu se încadrează în schema, în tiparul lui Eminescu, lui Bacovia sau lui Blaga. Nu, e o poezie modernă, poezie, genul ăsta de poezie se făcea în spațiu anglo-saxon, am mai spus asta, se făcea de an bun, Charles Bukowski, Ezra Pound, mai ales la mine, că eu am multă poezie cu imagini și nu știu ce. E o lume pe care eu am descoperit-o cu masterul la scriere, creator al Facultății de Literatură din Brașov. Și mi-am dat seama, nu pentru, eu nu scriu așa pentru că e la modă, Doamne ferește, eu scriu așa pentru că e stilul care mi se potrivește, în care m-am regăsit, în care eu pot să fiu liber. Eu mă pot exprima așa. Și personajele care, căruia domnule profesor i s-a părut un pic licențioase, vorbesc așa, tocmai pentru că am vrut să-i dau autenticitatea unui domn care nu avea prea multă cultură, care era un tractorist, care nu avea și vorbea ca atare, că dacă eu pot pune niște vorbe de filosof în gura unui tractorist, pare fals. Atunci eu caut să vorbesc cât mai, cum să spun eu, personajele să fie reale, trebuie să folosească vocabularul real, ca să fie că și, acum să mă scuzați, și Marin Preda folosește un o învârtură. Dar asta nu înseamnă că valoarea cărții e învârtura băie. El a pus-o în gura unui personaj, tocmai ca să pară autentic. Ei, ceea ce am făcut eu în cartea, în cartea respectivă, eu am vrut ca personajele mele să fie cât mai autentice. Eu nu scriu o poezie unde tot e frumos, tot e cu păsărele, tot viața e frumoasă, nu. Viața e și tristă, e plină și de drame, după cum vedeți, și copii orfani și copii părăsiți. E plină și de bucurii, și de Paști, și de Crăciun, și de sărbători. E plină de lucruri frumoase, de copiii care ni se nasc, de nepoți, de bucuriile vieții, de zi. Cum să spun, eu scriu despre toate acestea în cartea asta. Norea Iuga, marea poetesă, povestea că i-ar vrea să scriu o carte în care să unească poezia cu proza. Eu am încercat să fac asta. Nu cred, nu știu cât mi-a reușit, dar am încercat să fac asta. Pentru că omul contemporan nu mai are timp să citească cărți de genul Război și Pace. Dar totuși o idee, ceva care să-l atingă, o emoție, e artă atunci când produsul respectiv produce emoții, indiferent că e muzică, că e teatru sau că e poezie, sau că e o carte așa. Povestirile astea scurte, povestioare, poetice, ca să zic așa, sunt chestii care mulți oameni le emoționează, le ating undeva. Oamenii se regăsesc. M-am regăsit, m-am simțit. Folosind elemente poetice, am renunțat la hipermetaforizare, că ați văzut că metaforizare, deși la început, să știți că am început cu vers, cu versuri, cu metafore încărcate, erau foarte obositoare pentru omul contemporan. Și atunci am zis, domnule, vin ceva în întâmpinarea. Ce se cere? Exact ca la piață. Cere și ofertă. Dar asta nu înseamnă că sunt comercial. Nu. E chestia să devin, să produc o emoție, o scârteie în sufletul dumneavoastră. De fapt, asta e, despre asta e povestea. Și atunci, tot ce a spus doamna este foarte adevărat, tot ce a spus domnul este foarte adevărat. Și acum o să vă citesc niște poeme din cartea mea. Eu fiu și actor, dar să știți că de multe ori s-ar putea, eu zic că doamna le-a citit mai bine decât le-aș citit eu. Da. De multe ori, fiind scris de mine, mă și emoționează și s-ar putea să la unele chiar să-mi dea lacrimile, dar sunt om și eu. Și tot mai... Și da. De asta, pentru că sunt adevărat. Nu pot să fiu fals. Întotdeauna ce am murit în viața asta a fost falsitatea. Omul care vrea să scrie altfel decât e el, care nu scrie despre universul lui, o să apar, apropo, în vreo 3 ani, poate o să duc un volum de proză scurtă care se numește, se va numi, de fapt, Povestiri pe Libertății 5, unde am locuit un timp și personajele sunt foarte colorate și nu știu ce. Și foarte pitorești. O să... Și asta, eu scriu doar despre viață, scriu despre oameni. Pentru că așa fals, că nu știu ce, de multe ori, că veni vorba de studenții la Facultatea de Literatură, colegi, cu bine, eu venim dintr-un mediu, eu venim de la jos, de la talpa țării, cum ar veni, și ajungând la un nivel, am trecut prin toate structurile. Exact
pe pământul cu mine. Am trecut prin și am văzut, am cunoscut lumea de jos, cel mai de jos, până de sus. Până la mediul universitar academic. Și și studenți care termină facultatea de litere și sunt băieți foarte deștepți. Dar le lipsește totuși ceva. Ce le lipsește? Viața. Pentru că ei scriu, fac niște imitații după anumiți autori. Ei nu sunt autentici. Tot ce scriu ei, nu există viață acolo. Pentru că ei n-au trăit. Pentru că au avut o viață liniară. I-au dat studențe la facultatea de litere, au terminat, au avut profesor într-o școală. Dar ei nu e. Viața lor se vede că nu e viață. Ei nu fac decât ce au citit din ăla, din ăla, din ăla. Viața a început un om să scot oameni. Și m-am gândit la dumneavoastră, deci ați început așa, și iată că v-ați ridicat, nu a fost convenabil într-o parte sau în alta, v-ați ridicat și aveți o cultură deosebită și diversă. Și atunci și cartea este la fel. Mai că doamna probabil n-a fost obișnuită. Pentru că vorbeam de talent. E vorba de talent, fiecare și-a mulțit talentul. Teodor Dunăr, redactorul șef al editurii Tracos Arte, mi-a spus așa, doamne, vreau să-ți public și biografie, pentru că ai o biografie spectaculoasă. De la autorii americani, n-am mai văzut biografia așa, acolo, O'Neill, Arthur Miller, Hemingway, cum se spune eu, oameni care au avut meserii diverse, au fost pe rând, hamal, marinar, au avut profesor, au avut nu știu ce, au făcut munci diverse, nu s-au pălit să facă munci grele, nu s-au pălit să capete experiențe de viață. Deci nu te ferești. Sau mai în actorie, fără un fost coleg de prieten din copilărie, Dorinel, care a fost miner, Richard Burton, care a fost miner și a fost unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Deci nu e. Oamenii care au experiențe de bază în viață pot reflecta în artă foarte bine viața, pentru că ei o cunosc. E nu o viață falsă sau fată. Sunt oameni adevărați. Și atunci o să vă citesc și acum am făcut așa un preambul la ce vă citesc. Tocmai ca să înțelegeți scrierile mele. Acum o să vă citesc o poezie de dragoste. Simplă. Da? Scrisoarea unei călătorii. Mai știi când îți spuneam, hai să te fac o tură cu mașina? Mașina era o rablă de Solența. Hai să o luăm pe calea București, să trece de Dâmbul Morii, să mergem spre Timișul de jos sau de sus, unde în trafic se înjurăm pe șoferii cu număr de Prahova, care ne claxonează că mergem regulamentar. Îmi opresc cât de repede veneai. Opreai întotdeauna la cote Domnului. De fapt, aici ne se termina călătoria. Comandam mici și bere, iar eu te urmăream fascinant, cum tu, cu muștar la colțul gurii, povestea aprinsă despre disputele colegilor de serviciu. La întoarcere te luam cu mâna dreaptă de după umăr, iar cu stânga țineam volanul. Mergeam încet și ascultam casete de muzică veche. Mai știi? Preferata noastră era Prieten drag, cântată de Pompilia Stoian. Timpul a trecut, tu te-ai măritat, eu m-am însurat, tu ai devenit mercantilă și te-ai îndepărtat de poezie, eu am rămas visător și m-am ferit toată viața să devin bogat. De fapt, ce vreau să spun, e că au înflorit teii, iar afară miroase îmbătător, draga mea. Plimbare între două palme. Aveam vreo 14 sau 15 ani. Ochii negri cu o ușoară formă de strabism. Am luat-o de mână și nu știam ce să zic. Era prima fată cu care mă plimbam de mână. Am văzut un afiș de film cu un bărbat sigur pe el, cu o privire magnetizantă. Aș vrea să folosesc și eu aceeași rețetă, dar trăsăturile mele de copil caricaturizau orice tentativă. S-a oprit, m-a privit și și-a apropiat buzele de buzele mele. Atingerea era moale și fierbinte. Îmi pare rău că n-am avut eu inițiativa. M-am simțit umilit, de parcă eu aș fi fost fata. Apoi mi-a tras o palmă, spunându-mi că sunt cam îndrăzneț. M-a luat de mână și a plecat mai departe. Eu, cu obrazul înroșit, mă gândeam cu emoție la următoarea palmă pe care urma să o primesc. Eu am mai consemnat, pentru că nu m-ați lăsat, dar nu contează să purtăm un dialog, tocmai știe această poezie și altele, multe dintre poezii în 2018-2019 sunt mult mai sincere
mult mai apropiate sufletește. Faptul că era timid în situația respectivă, iată, a primit o palmă, putea să mai primească încă una. Asta era, era expresia propriilor sentimente, însă povestește și trăirile altor personaje. Da, păi de-aia, sunt multe personaje. De-aia zic că eu, într-o povestire scurtă, poetică, caut să cuprind cât cuprinde unul, poate, într-un roman. De-aia zic, cuprind totul, dar sunt multe mulți. De-aia zic. Eva și Raiul Domestic are de titlul acestei cărți. După ce Eva a fost izgonită din rai, pentru purtări necuvincioase, a fost exilată în bucătărie. Adam chipurile pleca la vânat. Dar n-avea nici suliță și nici undiță. Eva gătea toată ziua legume sălbatice și compot de fructe. Dimineața mulgea niște capre care se așoaseră pe lângă colibă. Odată, laptele rămas într-o urcică lângă colibă s-a prins. Și așa a apărut smântână, iaurtul și brânza. Adam nu contenea s-o tachinele. Mare brânză ai făcut și tu. Adam, pentru că trăia într-o colibă, Adam nu avea prea multe de reparat. Se plictisea. Într-o zi a văzut că strugul uitați de vreo săptămână într-un căuș fermentaseră. A băut zeama ce o lăsaseră coadele stafidite și s-a simțit foarte bine. Ridică ochii spre cer și spune: mulțumesc ție, Doamne, pentru această licoare minunată. Dar când îmi crezi și mie un prieten să am cu cine sta la taifas? Dumnezeu, care tocmai se pregătea să închide cerul pentru totdeauna, îi răspunde: ce știi tu, Adame, despre prietenie? Lumină din lumină. Lumina creștea din mine până mi-a înlocuit oasele și carne. Pielea mi-a acoperea lumina ca un abajur. Era de înviere, bisericuța de lemn și șubrezită de timp. Hristos a înviat, răsuna ecoul răsuflărilor noastre. Stinse după atâtea post, eu mă spuseam în joia mare cu cozonac împreună cu pisica. În fața familiei, păcatul și l-asumase doar pisica. Privesc spre icoana cu cina cea de taină, și simt cum Iisus mă privește complice, ba chiar și duce degetul la nas, la nala dreaptă, ca Elena Udrea la intrarea în închisoare. Gestul mă liniștește. Ocolim biserica de trei ori. Vântul păgân ne stinge lumânările. Eu fiind tot o lumină, mă înalț ca un lampion chinezesc. Oamenii mă privesc uimiți și spun: uitați o înălțare de înviere! De sus privesc satul mic de poști rezești moldoveni. Lumina s-a stins. Știam că până la urmă o să mă sting de dorul lui. Oasele și carnea au revenit cu pielea mea. Era mai greu decât aerul și, ca să nu mă prăbușesc, Dumnezeu mi-a îngăduit să cobor pe barba lui până în ograda bunicilor, lângă Eslea, unde o oiță neagră tocmai pătase un mielap. Căutări. La nisipărie era locul de precărat de joacă pentru copiii săraci. Eu eram unul dintre ei, poate mai sărac decât ceilalți, pentru că nu aveam tată. În serile de vară, toți veneau să-și ia copiii acasă. Nu vă mai satură noiva de halcă. Și mă dădea și cât o scatoalcă. Mie nu-mi dădea nimeni nimic. După ce plecau cu toții, rămâneam să savurez privilegiile de orfan. Întins pe spate, pe nisipul cald, mă uitam la stele și la lună. Nu știam nimic despre ele, dar le îmbrățișam cu ochii, de parcă ar fi făcut parte din familie. Într-un târziu, ajungeam acasă la bunicii mei, care își pierdusere de mult reflexul de a mai căuta pe cineva. Dar dacă tot ne dai viața, Doamne, nu ne-o da cu zgârcenie. Dă-ne-o din toată inima, fără boli, fără neîmpliniri, fără accidente.
Oare inima lui Dumnezeu funcționează ca noastră? E ca și cum ai compara un motor de trabant cu motorul unui vapor. Dar, totuși, Doamne, nu știu și nici nu-mi bat capul cu mintea mea de ființă mică și proastă. Eu te rog să ne dai viața așa cum noi dăruim un cadou celui pe care îl iubim. Careu. Era după pauza mare. În pauză l-am bătut cu Burete împreună cu frații Lefter. Burete era un țigan care rămăsese repetent vreo 3 ani și, dacă ne aveam vreo 12, Burete avea vreo 15. Victoria împotriva lui Burete avea pentru noi ceva din faima podului înalt. Directorul școlii ne-a văzut de la geamul cabinetului și, timp ce își fuma pipa afectată la fereastră, ne-a chemat la careu. În fața mea, cu capetele plecate, mergeau frații Lefter. Eu după ei. Holul școlii era nesfârșit, priveam în sus. De o parte și de alta, simțeam că ne privesc dezamăgiți. Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Emil Racoviță, Sadoveanu, Creangă și Eminescu. De Eminescu îmi era cel mai rușine. Un telefon. M-a sunat Dumnezeu de pe un număr infinit și m-a întrebat, ce mai faci? M-am speriat. Nu m-a sunat niciodată și vorbea, cum să spun, atât de familiar, ca și cum m-ar fi cunoscut de viață. Și cred că avea dreptate. Mă gândesc că calitatea lui de Dumnezeu putea să mă sune pe un număr privat. Dar el nu. M-a sunat de pe numărul lui infinit și m-a întrebat, ce mai faci? Și aștepta cu respirația lui divină, regulată, sigur, nu cred că are probleme cardiace sau respiratorii, să-i povestesc eu totul. Și chiar dacă i-aș povesti totul, ar fi fost foarte puțin. Pelerinaj. Ducea o viață aparent liniștită. Domnul Beraru s-a apucat de băut. Și nu de bere, ci de tărie. Vodcă, țuică și coneac. Ar fi băut și whisky dacă ar fi avut un preț mai accesibil. Și uite așa, și-a supus picatul la un soi de maraton. Îl ajuta în acest proiect și colegii, care au devenit foști colegi. Domnul Beraru a fost dat afară din serviciu. Colegii experimentau pe picatul domnului Beraru țuica de pufoaică sau de steroizi. Unii spun chiar că de găinați. Picatul domnului Beraru s-a declarat învins în acest șah nemilos și s-a predat acestuia printr-o abdicare, un steag alb reprezentând un certificat medical pe care scria clar ciroză hepatică galopantă. Scrisul era strâmb, neregulat și colțuros, scris de un medic specialist. Domnul Beraru zâmbește satisfăcut. În sfârșit i-am venit de acti călosului. Prea stăteam coastă ca un ghimbe. Domnul Beraru, inevitabil, a murit. A fost înmormântat pe cheltuiala primăriei, rudele n-au vrut să mai știe de el, la cimitirul de la marginea orașului. Mormântul domnului Beraru a devenit loc de pelerinaj pentru oameni, piste de aterizare pentru minuni, pentru botaniști, chiar și pentru cei cu vederi politice de stânga. Pe mormântul domnului Beraru au apărut tufe de electrozi, flori de pufoaică și ceea ce e de-a dreptul minunat e că florile acestea înfloresc tot timpul anului. Promisiune. Fratele meu mă urma ca un cățeluș, cu mersul lui săltat, cu gâtul slab și lung în față. Căutam un ghiol în râu în care să ne scăldăm. Aveam să-l învăț să noate. I-am promis. L-am învățat. Timpul a așezat o cărămidă, cărămidă cu cărămidă între noi. Distanța a făcut apoi un zid chinezesc, apoi un mormânt. Mi-ar fi plăcut o piramidă. Un mormânt simplu cu chirie pe 50 de ani. Un sicriu foarte mic și foarte îngust. Lacrimile mamei răpăind pe capac ca o grindină caldă. Hainele au fost împărțite la vecini. Multe promisiuni mi-au rămas, care nu cred că pot fi date de pomană.
și locuind în decembrie, așa cum a spus și doamna, s-a născut pe 2 decembrie. Decembrie e compus din globuri și multe beteale, câteodată și cu zăpadă, câteodată și cu oameni. Și cei care nu sunt oameni, în timpul anului, simt nevoia să devină oameni în decembrie. Aici mers pe unii șefi, pe invidioși și pe proști. Ar fi fost destul să spun totul printr-un cuvânt. M-am mutat în decembrie și, cum spuneam, decembrie e foarte colorat. Este lucitor, sclipicios, asta îl însemna prea mult. Decembrie e cald, prin tot frigul de afară. M-am născut în decembrie, m-am măsurat în decembrie. Nu-mi pare rău nici pentru una, nici pentru alta. Și nu știu de ce, aștept ca sfârșitul lumii să fie tot în decembrie. Chiar dacă ar fi numai printre al meu. Decembrie seamănă, dacă ar fi să-l umanizăm, cu Brad Pitt. Iar de la noi cu Florin Piersic. E fermecător, are haz și nu ne supărăm pe el nici dacă îl prindem în pat cu nevastă. Mâine e ziua mea. Orașul tot s-a podobit atât de frumos. Ar fi minunat dacă s-ar aprinde totuși beculețele. Un loc de joacă. Vladimir e un băiat curajos. Nimic nu-l poate dobori. O încurajează pe mare, maică sa și o sprijină. Lasă, mamă, că o să fie bine, am eu grijă de tine. Vezi de viață, eu mă descurc. Maică sa îl privește surprinsă și își ferește ochii înclinați. Vladimir n-a mai crescut de la 3 ani, suferă de o boală degenerativă. Acum, la 25, are un cap de bărbat pe un corp de copil. Vladimir e foarte deștept. A făcut câteva cursuri online de informatică, a fost angajat la o firmă de IT și lucrează de acasă. Colegii nu știu cum arată, știu că e un bun profesionist și că face niște postări foarte fani. Vladimir câștigă bine, maică-sa are o pensie socială de însoțitor, așa că i-a dat cardul lui și productiv. Să-și cumpere haine, apoi i-a dat bani să-și facă dantura. Du-te, mamă, și aranjează-te, fă-te pochetă, poate întâlnești pe cineva. Maică-sa nu știe ce să creadă, nu seamănă deloc cu taică-sa, care a părăsit când a aflat de boală lui. Eu plec să-mi trăiesc viața, nu pot să am grijă zi și noapte de un handicapat. Și dus a fost. Nu i-a plătit un leu pensia alimentară. Vladimir n-a întrebat-o niciodată de el. Cu salariul de IT-ist, a renovat casa bunicilor matern unde locuiau, i-a schimbat acoperișul, a tras apă la casă, baie cu bană, baie de toaletă. Într-o dimineață, Vladimir nu s-a mai putut mișca. La spital, doctorul i-a zis maică-sii deoparte că boala a evoluat rapid și că e o minune că a ajuns până la vârsta asta. În noaptea ce a urmat, mama lui n-a închis în ochi. Dimineața, Vladimir părea că se simte mai bine. Smile, mamă, totul o să aranjeze. O să mă fac bine, o să vezi. Îți fac un cont pe un site de date. Poate întâlnești pe cineva. Ești încă tânăr, arăți bine. Trebuie să te distrezi, să călătorești. Seara, Vladimir de-abia mai putea vorbi. Mamă, ține-mă de mână și povestește-mi cum era când era mic. Până să... Povestește-mi cum era când dormeam între tine și tata și ne jucam de-a cortul. Mamă, îmi e așa de frică. Oare ce va fi după? A închis ochii și asta a fost tot. Din poza de pe cruce, zâmbetul lui transformă mormântul într-un loc de joc. Vă mulțumesc! Foarte frumos, foarte bine. M-a lăsat doamna să spun mai mult, da. Că aveam de ce să spun. Și cred că veți fi mai bine cunoscut dacă veți veni și ca actor și ca personaj de film. Ca personaj de film, cred că am ajuns. Și nu la noi, la noi, la noi. Da, da, da. Așa. Și la multe cărți înainte. Da, da. Și acum o să vă citesc... Carte frumoasă, ce este cu ția spate. Da, așa e. O să vă citesc două poeme din volumul care a apărut Stand Up Poetry în 2010. Super. Care fac poemele astea, fac legătură cu celelalte carte respectivă. E o punte, adică există o garsonieră a mamei și mama aici și
și o să profit de ocazie să îi citesc poezia asta. Pe mama o văd din ce în ce mai rar. Stă în alt oraș. S-a mutat într-o garsonieră. Ultima dată când am văzut, avea părul ca un măr înflorit și era foarte mică. Lucru care n-a împiedicat-o să-mi facă dulceață de cireșe amară. Mama a rămas văduvă de tânără. Fratele meu mai mic a murit în accident. Surorile mele văduve, una în America și una în acest oraș, au și oasele în doliu. Mama a adunat în trupul ei suferința unui întreg război care nu s-a petrecut. În garsoniera mamei am observat că este stricată instalația de apă ca și cea electrică. M-am rușinat când mă pricepeam să le repar. Mi-a plăcut prea mult literatura. I-am promis că o să chem când o să mai vin pe cineva să-i le repară. Mama m-a privit cu ochii ei mici, căpruri, care parcă îmi spuneau unele lucruri nu se vor repara niciodată. Și ultima poezie din ambele cărți, să vă las. E poezia care mă caracterizează într-un fel ca o carte de vizită. Se numește Atelier. Nu pot să mă semn aici, dar Atelier. Când eram copil, reparam jucăriile celorlalți copii, pentru că nu aveam unele ale mele pe care să le repar. Le mă țineam muzica să mă joc cu ele. Pentru că nu aveam tată, mi-am desenat unul pe o coală cu capul mare și picioarele subțiri, pe care îl țineam în buzunarul de la piept. El îmi spunea cum să repar jucăriile. Iar seara, înainte de culcare, îmi spunea povești. Totul a fost bine până într-o zi când m-a prins o ploaie care m-a lăsat orfan pentru totdeauna. Vă mulțumesc! Asta a fost. Domnului profesor Ștefan Iepure pentru prezență. Îi mulțumim domnului Silviu Dudescu pentru, iată, lectura acestor poeme. Și dacă este cineva în sală care dorește să ia cuvântul, să spună câteva cuvinte, cu mare drag vă invităm. Este cineva? Vă rog! Da. Costică a fost prieten în copilărie, la nisipărie. Sărbăra la Doamne, bună seara la Domn. O să spun că cu mine s-a petrecut copilăria. Am fost fratele lui mai mare, ca să zic. A plecat de la satul nostru, Buda, se numește Răchitoasa, a venit la Onești, după aia. A plecat din Onești, a venit eu în Onești. Sunt aici din 1984. Am făcut și profesională, am făcut și liceu la chimie. Acum lucrez la Delgaz, la gaze, mai e. Sigur că ceilalți colegi sunt mai lini. Am și emoții de mine. Este firesc, este firesc și toată lumea înțelege lucrul acesta. Când m-a sunat, acum vreo două săptămâni, mi-a zis că lansează o carte la Onești. Îmi ce vin la tine acolo, la bibliotecă. Păi zic, biblioteca e în Constituție, acum trec lângă ea. Toată ziua plimb orașul, cum să zice, pe la Onești. Asta e meseria mea. Să fac detectare la gaze, ca să stăm în siguranță. Să nu se întâmplă. Ai interesat telefonul. Exact. Și mă sună toată lumea. Apropo, toată lumea mă cam cunoaște în oraș. Apropo de chestia asta, fac o paranteză acum, că te trece mulțul lui Costică. Eu, tocmai întâmplător, am scos anul trecut o piesă de teatru, unde loc rolul unui funcționar de la gază. E o piesă turcească adaptată de regizor, făcută în stilul doamna Gentil și doamna Hain. E vorba despre două doamne de o vârstă considerabilă care așteptau un funcționar de la gază căruia îi se dăduse vestea că era violator în serie.
Și ele l-așteptau că îi zicea, Doamne, de-ar veni și pe la mine, de acea, Doamne, de n-ar veni și pe la mine. Da, și totul l-așteptau, și totul îi băreau poza, zice, dar arată bine, tu chiar se ține bine, domnul respectiv, funcționarul de la gază. Acum, e foarte bine, pentru că o să joc în continuare piesa, cu cum ai juca, să am o imagine asta. A fi mult mai autentic. Ce să spun? Îl felicit pentru parcursul care și l-a meritat, ca spun așa, la viața grea care e. Da. Deci chiar în copilărie de mici ne-am fiut. Și numai prostii am făcut, nici nu pot să spun, începând din la arpă, omor. Îi scrie în următoarea carte. Da, făceam arpuri și duceam la pădurii. Da, deci foarte, nu, am avut o viață chiar, o copilărie chiar frumoasă, chiar dacă a fost cu greutăți. Dar nu le vedeam, pentru că... Noi eram tot... Lumea noastră era între bibliotecă, noi ne împrumutam cărțile unul la altul, bibliotecă, să tească câte poate pe lumea. Și după aia le aplicam, le puneam în practică, jucându-ne tot. Da, nu erau celulari și tablete. Da, nu erau, dar eram foarte fericit. El era în fotul, era în fotul. Vreți să fie cineva ieriți la atunci? Atunci se prefigura cum ar veni destinul meu actoricesc, ca să zic așa, pentru că atunci făceam personaje. Chiar și bătrânii spunea, tu ești bun de actor, tu ești bun de actor, sunt Dumnezeu. Da, da, l-am uitat să-l bun de actor. Ce sunt? Mulțumesc, Costică, mulțumesc și chiar apreciez. Familia și eu, da. Uite, asta e gata. Mulțumim și dacă mai este altcineva care dorește să spună câteva cuvinte? Dintre rude, dintre prieteni, dintre alții. Unde se găsesc cărțile? După ce vor fi înregistrate la bibliotecă, puteți să veniți să le împrumutați de la bibliotecă. Momentan încă n-au fost înregistrate, știți? Da, iar cine vrea să cumpere, le-am și aici. Da, deci sigur că da. La ce preț acum? 20 de lei asta e, ba, și 10 lei aia mai subțire. Stand-up poetry. Deci dacă nimeni nu mai dorește să mai spună câteva cuvinte, noi vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența alături de noi. Va urma un moment de autografe, când autorul, iată, va acorda autografe și un coloviu de impresii, dacă doriți să participați la el. Vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru prezență și felicităm autorul, iată, pentru acest volum de versuri și sunt convinsă că vor mai urma multe altele. Da, mulțumim.